Salutare prahoveni și plăiește, numele meu este Emilia Colzumitrescu, am 21 de ani și sunt la facultate în Statele Unite ale Americii. Acest material video este special pentru Observatorul Prahovean și le mulțumesc în această cale că m-au contactat. Așa cum spuneam, sunt la facultate în America, dar este posibil, după cum vedeți, sunt la bazinul de not, sunt la antrenament, practic notul de performanță de 14 ani, sport care m-a ajutat să ajung aici. Datorită rezultatelor mele sportive am fost acceptată și la facultatea aceasta, pe lângă altele care m-au mai contactat înainte, eu am ales-o pe aceasta. Să vă povestesc așa câtuși de puțin, cât apuc în acest scurt video, despre mine și despre cum este viața aici, despre cum am ajuns aici și despre visele mele și tot ce aș vrea să fac. În primul rând, am avut un coleg care a fost aici și el a vorbit cu antrenorul și antrenorul m-a acceptat aici. Asta a fost primul lucru. Apoi, rezultatele academice, rezultatele școlare m-au ajutat de asemenea să fiu admisă aici la facultate. Profilul meu este justiție criminală. M-a atras foarte tare treaba asta cu investigații, cu criminaliști, chiar dacă nu pare, chiar dacă mediul meu este sportul și notul, eu n-aș vrea să fac treaba asta pe viitor, adică nu aș vrea să fiu antrenoare, aș vrea să fac justiție criminală sau ceva pe partea aceasta. Despre rezultatele mele sportive pot să vă spun că sunt multiplă campioană națională. Am undeva la 200 de medalii. Cel mai înalt nivel a fost atunci când am urcat pe locul 3 la campionatul balcanic în 2014 la 200 de metri spate. Da, notam spate, acum nu mai not probe de distanță. După cum vedeți la antrenament, am preferat să fac acest video în bazin pentru că este mediul meu, este locul unde eu mă regăsesc pe mine, este locul unde problemele le las la intrare și nu iau nimic aici cu mine înăuntru, e locul unde gândesc mai limpede, este locul care mă liniștește, chiar dacă nu pare, chiar dacă antrenamentele sunt uneori foarte grele. Am învățat să trec peste dureri, am învățat să gândesc că pot mai mult, chiar dacă câteodată am avut și mici impedimente, cum ar fi accidentări sau pur și simplu am picat psihic, pentru că este normal, uneori, într-un moment de slăbiciune, așa se întâmplă. După ce termin aici, nu știu încă ce vreau să fac, sunt undeva 50-50, nu știu dacă vreau să rămân aici sau vreau să mă întorc în România. Pe de o parte, i-aș da o șansă și României, doar că nu sunt decisă încă, vreau să văd și ce oportunități am aici, pentru că sunt sigură că și aici sunt multe oportunități. America pentru mine, pentru că nu v-am spus, America pentru mine a fost ca un vis. America pentru mine a fost ca un bast, ca să spun așa, nu am crezut, am spus eu nu pot acolo sau... Nu, n-am spus că nu pot, am spus că este ireal, nu că nu pot, mereu am spus că pot și mereu o să spun că pot, pentru că pot. De multe ori am auzit în jurul meu de fapt că tu nu poți, tu nu ești atât de bună, tu nu poți, nu faci, etc. Dar am învățat să trec peste și să le arăt că eu pot și că cine sunt eu. Multă lume nu știe adevărata mea față și adevărata mea valoare, ca să spun așa. Nu am crezut că este așa. Este total diferit față de cum am crezut. Și continui acest video aici pentru că în bazin era deja gălăgie. Deci, după cum spuneam, America pentru mine a fost ca un vis, a fost ca o provocare, de fapt. Am vrut să-mi arăt mie și celorlalți că pot și că se poate și că orice îți dorești și dacă îți dorești cu adevărat, se poate îndeplini și poți realiza ceea ce tu îți dorești. Eu am crezut America foarte, foarte diferită față de cum este.
Este frumos aici, într-adevăr, dar este foarte greu. Este greu, de fapt, pentru că ești foarte departe de familie, prieteni, etc. Dar, în același timp, este foarte, foarte frumos, pentru că aici sunt lucrurile altfel, sunt foarte diferite față de România, din ceea ce privește sportul, echipă, facultate, multe, multe, multe chestii. Nu am crezut că o să fie așa frumos și că o să mă acomodez și că o să îmi placă, pentru că, sincer vă spun, eu am fost foarte atașată de părinții mei și nu credeam că o să pot să stau departe de ei. Dar uite că m-am obișnuit și acum sunt bine și m-am acomodat cu ideea că asta este și că totuși îmi urmez visul meu pe care l-am avut de câțiva ani buni să fiu aici. Și asta este tot ce contează. Sfatul meu pentru tineri și mesajul meu pentru toți tinerii este să își urmeze visul, să fie curajoși, să accepte provocările exact așa cum sunt și să nu se sperie de provocări și să facă exact ceea ce își doresc. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate, pentru că avem foarte mare nevoie de ea. La revedere!